Programul pilotat de Asociația Ovidiu Ro în ultimii 5 ani și adoptat de guvern Fiecare copil în grădiniță a fost dezbătut la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. Prin intermediul acestuia, familiile defavorizate primesc tichete sociale în valoare de 50 de lei pe lună pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, condiționate de prezența zilnică la grădinița a celor mici. Foarte important pentru că acest ca un manual de instrucțiuni, când ai condiții optime de utilizare, ca fluxul acesta de acordare, de distribuire a tichetelor sociale să fie lunar. Și e un pic de provocare în a, găsi un, în a construi un mecanism care să rezolve această problemă. Și provocarea vine din faptul că bugetul este pe an calendaristic, anul școlar este pe 2 ani calendaristic. De asemenea, există în experiența noastră o zonă ianuarie și februarie când se face trecerea între bugete. Dar sperăm să găsim să construim un mecanism care să rezolve această, să prevină această problemă. Pentru ca cei mici să beneficieze de stimulentul financiar, este necesar ca aceștia să nu lipsească de la ore, iar educatorii trebuie să fie corecți atunci când notează prezențele. Mai avem o mică temere la notarea corectă a prezenței. Programul ăsta a fost construit pe o notare strictă și corectă a prezenței și aici trebuie implicarea și a echipelor și sunt mecanisme de verificare și distribuirea aceasta lunară. Pentru că de obicei prezența nu este notată și nu este luată în considerare la grădiniță. Partea învățământului obligatoriu. De data asta va trebui să ne adaptăm un pic condițiilor, că nu cred că vom putea pune prezențe doar copiilor care beneficiază de aceste chestii. Nu, prezențe tuturor copiilor. Toate resursele pe care le avem le vom concentra pe redactarea normelor, pentru că fără norme legea este doar o bucată de hârtie. După care vom lansa către toate județele. Până acum noi avem o parteneriate cu comunitățile locale. Acum lansăm parteneriate către județe și vom selecta în limita resurselor pe care le avem și noi parteneriatele cu care vrem să integrăm, să aplicăm integral proiectul Fiecare copil în grădiniță, care pe lângă acest tichet social, condiționat de prezență, mai are și rechizite, mai sunt îmbrăcăminte, încălțăminte, mai sunt partea de training profesor. Deci, practic, vom dezvolta parteneriate cu județe în care aplicăm integral proiectul Fiecare copil în grădiniță. Noi estimăm că vor fi 2 ani de așezare a proiectului. Primul an va fi dimers cum iese. Vom încerca în urmă să punem o clauză în care să spui după un an de implementare să se revizuiască ca să vezi cum îl optimizezi ca să poți să-l mergi mai departe. Dar oricum va dura cam 2 ani să se așeze proiectul, pentru că presupune și niște schimbări destul de pragmatice și de importanța educației preșcolare și de mecanisme, bază de date, sunt multe implicații. Nu s-a stabilit încă data de la care proiectul va fi aplicat, date fiind schimbările la nivel de guvern din ultimele zile. La întâlnire au participat reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița, Asociației Ovidiu Ro, Inspectoratelor Școlare Județene Dâmbovița, Bistrița, Năsăud, Teleorman și Ialomița, dar și un invitat special din Statele Unite care le-a vorbit profesorilor despre importanța educației timpurii, Jane Thompson.